Enigma Otiliei de George Călinescu rezumat. Acțiunea începe în momentul în care Felix Sima, un tânăr de 18 ani, orfan de ambii părinți, sosește la București în casa unchiului său, Costache Georgioveanu, deoarece urma să studieze medicina la București. Momentul sosirii la București al tânărului Felix surprinde toată familia și prietenii familiei stând la masă, la un joc de cărți. Astfel că Felix are ocazia încă de la sosire să cunoască toate persoanele cu care avea să-și petreacă timpul la București. Dintre toate persoanele de la masă, Felix o cunoștea doar pe Otilia Mărculescu, fata vitregă a unchiului său Costache Georgioveanu, de care se simțea atras datorită felului ei vesel și jucăuș. Printre celelalte persoane de la masă, tânărul Felix o întâlnește pe sora unchiului său, Aglaie Tulea, o femeie șirată și pe interes, care era însoțită de familia sa. Fiul său Titi, un tânăr de 22 de ani, cu o capacitate intelectuală redusă,